Da. Veți face un protest? Nu, e mai mult proiect de liberă exprimare. Asociația Hyde Park. Sunt doi organizatori, dar nu vreți să recunoască. De fapt, în proiectul ăsta este înregistrat întreaga asociație Hyde Park, așa că... Dar nu e înregistrat în niciun fel, e un proiect neformal. Organizat, adică. Am greșit. De mine, de tine. Nu. Nu e necesar că suntem mai puțin de 50. Nu, nu. Noi facem asta de 17 ani în fiecare duminică. Hyde Park, da. Ia ca scrie acolo. Hyde Park. Polițistă nu are dreptul să mă filmeze. Dar pe ei nu te filmează. Ei notează numele protestului, organizatorului și tot așa. Ei menține ordinea publică. Da. Are dreptul să filmezi dacă e public aici, nu? Da cum? Ai venit, te-ai afișat? Da, la unul. Cum să nu filmezi? În momentul ăsta dat n-ar trebui să filmezi, ar trebui să te bași pe persoană. Auzi, vede, mușe cântem că nu fost să mă arăste. Eu, pe plici. Când a fost ce moră șefa, mare jale fost în țară, și la patul lui de mate toți boierii s-au la patul lui de mate toți boierii s-au dat. Îți vorbește azi la cameră, Tanti Maria. Îți că îți povestește azi. Îți că vorbește azi la cameră. Parcă-s vrea, dar parcă nu vreau. Vreau să-i anin pe aceia care de la medicul legal. Cum dorm ei? Cum au dormit 11 ani? Liniștit după ce au primit mită. Dă-i drumul. Presupui? Presupui că au primit mită, nu știi exact. Ia Marie, mă ta spune dacă pensionerii își doresc anticipate. Ia, spune dacă pensionerii își doresc anticipate o viață mai. Da, eu rău mult acum. S-a început vederile, auzul mai rău, m-a întâlnit după operația asta. Oricum am împlinit 83 de ani. Sănătate, la mulți ani. De atât, acum mergem spre rău. Nu, 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 ia. Te-ai păzit de COVID? Da. Bravo. Ai în vedere că dacă am dovedit că a primit mită? Da. Dar parcă după asta i-au arestat vreo 10-11 acolo, pentru că luau mită și ascundeau. La Corolenco 8. La Corolenco 8. Și-a pledat drumul. Cum se întâmplă la noi, să împart cu banii? De atâta, am vrut să întreb cu Fșinov și cu Eduard Lungu. Tu scrii? Scriu. Dacă, am vrut să întreb dacă ei... dorm liniștit, o dormit liniștit aici de ani, 11 ani, la 15-16, când a fost omorât ficiorul meu, ianuarie, în 2010. Ia că s-a împlinit 11 ani și am vrut să-i întreb, o dormit bine, ori nu, cu ascuns... cauza morții, da. Cu ascuns semnele de omor. Domnul Eduard Lungu a scris că ficiorul meu a murit. Dar imediat și m-a întrebat, a cui e apartamentul? Vede că ei m-au întrebat, a cui e apartamentul? Dar ce are una cu alta? Eu am venit, cum se spune, la dânsă, să întreb cu ce ocazie o scris că ficiorul meu a murit când el nu era bolnav, l-am lăsat sănătos, tot cum se cade pe data de 15 ianuarie, 16. Și de atâta, domnul Cufșinov, atunci era fost director. Pe dânsul l-a scos din director, după asta. Dar totuși, cum se spune, cum se simte, cum te simți, domn Cufșinov? Eu mă uit la Vorbește Moldova, cât de liniștit dumneavoastră ședeți acolo și vreți arătați că, cum se spune, dumneavoastră lucrați pe lege. Dar de ce cu ficiorul meu nu ați lucrat pe lege? De ce ați ascuns semnele de omor? Pentru că v-a sunat policlinica, fosta 6, Aleco Rusto. O sunat de acolo lor și adică le-a prevenit ca să scrie că ficiorul meu
a murit, dar n-are semne de omor. E corect asta, domnul Cofșinov și Eduard Lungu, doamna Pintea a murit de acum, asta șefa Jecu, șefa policlinicii, fosta șase, care la Lecoruso, ea o zocnit de acum, o murit de acum, o pedepsit-o Dumnezeu și înainte de moarte încă. Aștept să vă pedepsească Dumnezeu și pe voi, pentru că ați scos omorul ficiorului meu. Și tu, Buzulan, eu gen, asta anchetatorul care nu ne-a dat voie să văd ficiorul meu în casă, să-l văd cum este el mort, ucis. Și tu, Buzulan, și cine mai este acolo? Și tu, Popușoi, care te-o trimis, Populoi, care te-o trimis banda voastră la ficiorul meu ca să te primească cu forța la gazde. Și tu, în timp de 2 luni de zile, ai omorât ficiorul. Ai să fii și tu pedepsit, poate și ești pedepsit de acum, nu știu. Și tu, Crainicova, care ai amăgit ficiorul meu, l-ai prins în capcană, aferistă mare. De atâta, dacă nu era sunet de la policlinică, că se ascunde, poate cum să cerceta cazul. Dar așa, domnul Buzulan, nici că acum el nu a vrut, ficiorul mătale aia a murit și, cum să spun, eu nu pot să deschid dosar penal. Cercetez de cazul, da? Dar toți, la cine m-am dus? Și la Diacov Ivan, procuror era atunci. Municipal. La general. Nu vrea să mă primească. M-a văzut prima dată în ochii lui, el nu vrea să mă primească. Când i-am spus ce și cum, dar m-a primit și imediat, cum am început să spun că ia că acum a omorât ficiorul meu și se ascunde crima, domnul Diacov, imediat mi-a dat întrebarea. A cui e cvartira? Dar cum cu cvartira? Eu i-am răspuns, dar ce are una cu alta? Ce are cvartira? Cvartira e părintească, dar nu e a ficiorului. Voi ați ucis ficiorul pentru aceea că nu o dați scălitura la bandiți, ca bandiții să vândă apartament. Dar cum putea să vândă apartament dacă pe apartamentul părintesc, a meu și a soțului? Care a fost problema aici? Și că ei, cum să spun eu, ucis. Ei acum poate să scornească multe de toate. Voi l-ați prins în capcană, a fost băiat la locul lui, întrebați la taxopark, când era taxoparcul la Sculeamca. Întrebați ce băiat a fost. Fără avarii, fără nimic, 25 de ani a lucrat. Nu a fost, nu, cum să spun eu, cu bieția, nu, cu fumatul, nu, cu... Era băiat disciplinat. Ce ați făcut? L-ați prins în capcană și gata, îi dădeau porunci. Îi dădeau porunci ficiorului să-l bată pe tastul, să vândă apartamentul, cum s-a spune, și aici banditi la jumătate de 1 noaptea, să vede, eu mă închipu că pe dânsul și-l drogau. Dacă eu încă nu înțelegeam ce e asta, dar ficiorul meu nu s-a schimbat. El nu putea să facă, să îndeplinească aceea ce îi dădeau lui, cum îl comandau. La 3 iunie, îmi pare, dacă nu mă greșesc, 2009, asta s-a început din 2009, a venit jumătate la 1 de noapte, ficiorul meu l-a pus așa înaintea ușii, la tastul, aici, la rășcanul, l-a pus așa înainte și restul stăteau, erau 2 îmbrăcați în polițiști și vreo 2 erau civili și stăteau așa din urma lui și i-a dat comandă, adică să sune. El a luat și a sunat, dar s-a răspuns, s-a uitat prin ochi și el a răspuns, Iegari, ți-i dau drumul, dar mai mult nu intră nimeni în casă. O, imediat, cum s-a spune, bă, în ușă și-a format ușa, a format tot acolo și-a luat ficiorul meu și-a vrut așa în casă, drept la tastul și-a arătat telefonul. Ești să sună acum la salvare, Costiujeni. Ciorul ce era să facă? O luat și-o sunat, o chemat salvarea, dar de la salvare, drept că o întrebat, câți ani are? 72. Nu, noi nu luăm așa ceva la... nu, salvarea nu vine la oameni de ăștia bătrâni. Și dacă s-a terminat cu asta, a început la sos, cum să spunem, să-l atace din toate părțile. Au văzut că nu le ies nimica, l-a luat așa ea de șchircă pe ficiorul meu și l-a scos din casă. Și s-au dus. Unde s-au dus? Numai ei știu unde l-au dus pe dânsul. El vinea și plângea acasă. Numai când vinea și spunea, mama, te hoci și-o bia placă-l. El nici mie nu putea să-mi spui
tot adevărul, cum să spune că se temea că mă ucidea și pe mine. Și da, mai degrabă, din tâi pe dâns, rapionul pe mine. Și el vine și plânge, nu putea să lămurească ce și cum. Și dacă am fost la poliție Râșcanov, ca așa am spus, ce s-a întâmplat, cum a format ușa, cum bandișa, până în ziua de azi, de absolut nimic. Și așa și l-au, cum să spune, l-au pregătit pentru omor, că altfel nu putea. Nu putea să lucreze. Dacă el lucra, ieșea să lucreze la taxi, lui ieșeau înainte, opreau taxiul și luau banii. El rămânea și fără bani, fără nici și nu-i dădea voie să lucreze. Pe urmă au fost cazuri că la fiecare colț îl oprea ăștia, gaișnicii. Dar ei erau informați de domnul fostul care e vecinul meu acum, peste drum. Să spun ori nu, că trebuie să mai răspund încă dacă asta e corect. Și cu doamna, noi și nu știam că sora lui Pale Lungi e aferistă mare. Ea lucra cu domnul ăsta, a fost un procuror general. Ei amândoi lucrau. Pentru că s-a început să tace ficiorul în fiecare zi, cum să spune, zi la zi. Și chiar nu putea să iasă din casă, era întotdeauna amenințat. Și numai cu asta a putut să-l cumpere, adică să-l primească băietanul ăsta pe popul lui, să-l primească la gazdă. Și de la popul lui și-a făcut asta. Eu când l-am văzut pe gazdașul ăsta, repet încă, când am văzut pe gazdașul ăsta, când am fost la dânsul, la ficior, i-am spus, afară să-l dai, pentru că ăsta ai probleme cu dânsul, ăsta nu e gazdaș. Ficiorul meu, da, drept că am început eu la dânsul, dar el a luat așa, i-a cucitul de pe masă, ăsta popul lui, s-a apucat de cracul pantalonilor așa, și a început. Ce? Vreți să mă amăgești pe mine? Zic, dar cine vrea să te amăgească pe mine dacă tu nu-i plătești gazda și îți bagi joc de dânsul? Eu nu știu ce i-ai dat în mâncare, că de asta vine când mâncare, că l-a apucat tușea. Aia este parașoc, care eu am aflat de acum cum se numește parașocul ăsta. Îi dădea, adică el se cheme tușea și, adică o răcit să facă drum la policlinică, să facă drum la medic, ca să-l apuce să-l vâre în spital. Și medicul de familie, Grecu, Vera, ești dat afară, tot din policlinică. Și aici ceilalte mai este una care e din spital. O vărât cu forța, l-o vărât pe ficiorul meu în spital, ca să-l omoare acolo cu injecțiile și să n-aibă semne. Nu o dovede, pentru că ficiorul imediat o scris să cerere, să-i dă-i drum acasă, că el n-are ce să lecuiască, pentru că nu-l doare nimic. Și așa s-a întâmplat cu ficiorul meu, care eu nu sunt liniștită de acum 11 ani. Domnul Cuvșinov și Eduard Lungu, voi sunteți vinovați, voi sunteți vinovați pentru că voi ați ascuns, cum se spune, omorul împreună cu Buzulanțul, popul lui și cu toată policlinica din cu Țucanov, din fosta 6, de la Leco Rusu. Iacă asta am vrut să-i întreb. Cât are liniștit el șede la Vorbește Moldova. Când ajung și la Vorbește Moldova, nu știu, dacă ne-a dat Dumnezeu sănătate, să ajung și la Vorbește Moldova să descoperi tot asta, să văd ce și cum. Văd că nimeni nu s-a apucat de așa ceva, ca să cercetez de cazul. Așa e, domnul Cuvșină, îți doresc și ție și lui Eduard Lungu să fiți pedepsiți de Dumnezeu, nu de mine. Da, de Dumnezeu, dacă nu vă pedepsește statul.